Senatorul USR de Cluj, Mihai Goțiu, a dezvăluit faptul că viceprimarul PSD al Capitalei ar fi folosit cuvinte obscene la adresa unei consiliere USR și a scris asta chiar în procesul verbal al unei ședințe. Ieri, Ana Cicială a convocat Comisia pentru Sănătate și Protecție Socială a municipiului București, unde a invitat-o și pe Gabriela Firea. Ședința a vizat drama de la maternitatea Giulești, spital aflat în subordinea primăriei București, unde aproape 40 de nou-născuți au fost infectați cu stafilococ auriu. Firea l-a delegat să o reprezinte la comisie pe unul dintre viceprimari. După ce veți citi continuarea, veți înțelege, sper, de ce nu-i scriu și numele. Doar că adjunctul Gabrielei Firea nu prea avea chef să răspundă la întrebări. După ce a zis că n-are vreo o responsabilitate legată de infectarea bebelușilor, că nici nu-și asumă redeschiderea maternității, că ei doar contrasemnează ce se întâmplă, păi atunci de ce mai e în subordinea primăriei municipiului București? Viceprimarul PSD a trecut la mitocănie. Fără nicio jenă a început să o înjure de mamă pe Ana Cicială. Ba mai mult, pentru a intra în eternitate, delegatului Firea a consemnat înjurătura și în procesul verbal al ședinței comisiei și a semnat. Pentru conformitate, puteți vedea în facsimil copia după acest proces verbal. Din motive de GDPR, am blurat semnăturile. A scris pe Facebook senatorul clujan Mihai Goțiu, care a publicat și fotografia acestui proces verbal. Consilierul general USR, Ana Cicială, a scris și ea despre acest incident. Colegul meu, Mihai Goțiu, a relatat despre modul în care a tratat viceprimarul Capitalei problema gravă de la maternitatea Giulești, înjurându-mă în Comisia de Sănătate de ieri, a spus Ana Cicială pe Facebook. Viceprimarul Capitalei nu este la prima ispravă. În urmă cu câteva luni, a folosit un limbaj obscen chiar într-o emisiune în direct la televiziune. Când spuneți PSD, nu vă gândiți, vă rog frumos, că dumneavoastră mă jigniți și pe mine? Ba da? Că sunt și vreți să mă jigniți, nu? Și vreți să eu, ca eu să vă respect. Vă rog frumos, dar, emisiunea asta. Da, atunci, p***, este didă.